În această zi începem această nouă serie care a fost anunțată intitulată Povestea dragostei. Ne referim la Povestea dragostei scrisă de Dumnezeu. Dumnezeu a scris o carte, o carte de dragoste, și această carte scrisă de Dumnezeu, care se numește Biblia, pe care noi, oamenii care am urmat pe Domnul Isus Hristos, ne bazăm pe Sfânta Scriptură. Această carte a lui Dumnezeu conține foarte multă informație, foarte multe îndrumări, foarte multe principii în domeniul relațiilor interumane și relațiile cele mai profunde de dragoste în vederea formării și funcționării familiilor sănătoase. Această serie de predici este destinată să răspundă preocupării, căutării și intereselor oamenilor serioși. Care își doresc relații sănătoase și familii sănătoase în această lume, în această viață. Titlul acestei prezentări de astăzi este Arta atracției. Arta atracției. Noi oamenii suntem creați de Dumnezeu nu doar cu posibilitatea de a avea relații cu alți oameni, de a de a trăi într-un mediu social, dar și de a oferi relații, de a oferi un, o abordare socială celor din jurul nostru. Și din acest motiv și simțim și nevoia. Da? Una dintre întrebările elementare ale omului, ale persoanelor necăsătorite în special, este cine este partea mea în viață, cine este persoana potrivită pentru mine, drept, nu? Noi pastorii mereu ne, ne confruntăm cu această întrebare, vin băieți, vin tineri, ne întrebăm, oh, cum să învățăm, cum să aflăm, cum să ne alegem partenerul pentru căsătorie, cum să ne alegem partenerul uh, pentru viață. Și răspunsul, bineînțeles, este uh, prin, prin atracția personală. Care, sunt, care este persoana care te atrage? Uh, Căsătoria, de obicei, are loc în urma unei atracții. Când este vorba de atracții, din nou, avem de-a face cu, cu terminologia culturii noastre, a vremii în care noi trăim, care este și ea denaturată, așa cum am spus, și nu putem să înțelegem ce fac oamenii, pentru că tot ceea ce se produce în această lume, toate atracțiile, pe care oamenii le experimentează sunt mai degrabă uh, de natură chimică. Sunt mai degrabă bazate pe instincte. Sunt mai degrabă dirijate de hormoni. Înțelegeți despre ce vorbesc? Tineri, adolescenți, vă înțelegeți despre ce vorbesc, da? În loc să ne gândim uh, bine ce facem, și oamenii își încearcă norocul, tineri, își încearcă norocul, gustă și de aici, gustă și de acolo, gustă și de acolo, vede ce are în cap cu tare fată, vede ce are în cap cu celălalt, celălalt băiat, își face de cap în direcția aceea, își face de cap în cealaltă direcție, pentru că e tânăr și trebuie să guste viața și să-și găsească perechea potrivită. Nu? Pentru că asta înseamnă a proba pantofi la rând, probăm, probăm, probăm pantofi până găsim perechea potrivită. Așa în viață. în viața de căsnicie. Cam așa se întâmplă lucrurile. Este foarte rău acest lucru. Când oamenii nu sunt stabili, când oamenii caută, își caută norocul în viață, își caută partenerul în viață și apelează la lucruri înjositoare. Rănesc în stânga și în dreapta, lasă în urmă doar dezamăgiri, și acești oameni de obicei gândesc că doar nu sunt încă căsătorit. În momentul în care am să mă căsătoresc, o să mă liniștesc, o să mă comport ca o persoană căsătorită. Așa să fie? Nu e așa. Pentru că, vă spun, nu este nicio diferență între un minciunos necăsătorit și un minciunos căsătorit. Nu este nici, uh, nicio diferență între o femeie imorală necăsătorită și o femeie imorală căsătorită. Nu e nicio diferență. Căsătoria anume, actul acela de cununie, înscrierea aceea la ZAX, la Serviciul Stării Civile, nu schimbă în mod dramatic așa cum oamenii credă acest lucru. Prezentul va deveni trecut. Câți dintre voi ați știut asta și până azi? <laughs> nu? Prezentul va deveni trecut. Lucrurile care le faci astăzi o să devină trecut. Dar, continui, prezentul va deveni trecutul care va fi prezent în viitorul tău. Înțelegi? <laughs> Umble brambura acum, asta va deveni trecut, dar acest trecut va scoate capul în viitorul tău de om familist. Ești neserios acum? Faci promisiuni, nu le împlinești? Crezi impresii false? Acest lucru, va... da, este adevărat, ești tânăr și o să treacă, o să devine trecut. Dar acest trecut, îți promit, acest trecut se va arăta în viitorul tău de om, se va arăta exact când nu vrei. Se va arăta și îți va apăra exact când nu trebuie. Noi, ca și păstori, stăm de vorbă mereu cu familii, stăm de vorbă mereu cu oamenii care au probleme, se adresează după sfat, după ajutor, după susținere, rugăciune și așa mai departe. Știți care este concluzia mea? Probleme de familie nu există. Nu. Nu există probleme de căsnicie. Și de ce? Pentru că toate problemele de căsnicie sunt probleme dinainte de căsătorie care devin prezent. Toate sunt probleme din trecut, probleme de comportament, de mentalitate, de abordare, de atitudine, de non valori din trecut, care devin prezent în viața de familie. Și oamenii se prinde cap și nu știu ce să mai facă, și așa mai departe, și nu știu cum să procedeze mai departe. Iar noi nu vrem, iată de ce noi discutăm astăzi despre aceste lucruri, noi nu vrem să formați familie în așa stil, făcându-vă de cap să credeți că veți reuși să, să, să creați să, o familie sănătoasă. Da? Din aventurie Nu poți să creezi o familie stabilă Nu, ea va continua în stilul în care o creezi da? Iată de ce este foarte important să ținem cont de acest lucru Trecutul? Da, prezentul devine trecut Dar el îți apare în viitor Să fii sigur de acest lucru El te marchează El merge cu tine în viitor da? Cei mai mulți oameni cred că a fi fericit în căsătorie, a te căsători pentru a fi fericit restul vieții, înseamnă să ai noroc în viață. Și noi spunem, să găsești persoana potrivită. Corect? Ați auzit despre asta? O, oh, trebuie să găsești persoana potrivită. Ați auzit despre asta? Da? Persoana potrivită. Tinerii se întreabă, băieții se întreabă, fetele se întreabă. Persoanele care sunt singure se întreabă, cum să găsesc? persoana potrivită. Pentru că uh, oamenii gândesc cam în termenul acesta, dacă găsesc persoana potrivită, totul va fi minunat. Dacă îmi găsesc perechea potrivită, totul va fi minunat. Dați-mi voie să vă spun, lucrul acesta e o minciună. Lucrul acesta este un mit. Oamenii spun că trebuie să-ți cauți norocul și de asta de ce ei merg la vânătoare, fetele merg la vânătoare de noroace, băieții merg la vânătoare de noroace, norocurile lor sau nenorocul lor, așa? Evanghelicii mai adaugă dimensiunea lor evanghelică și spun, Domnul îți pregătește persoana potrivită nu e așa că vă întrebați dacă eu mai sunt credincios, nu? <laughs> Dar încă n-am terminat de spus. Pentru că penticostale, noi penticostale mai adăugăm încă o dimensiune la acest mit și spunem, Domnul îți descopere persoana potrivită. <laughs> Înțelegeți? Și dacă Domnul îți descopere persoana potrivită, dacă găsești persoana potrivită, pregătită de Domnul, descoperită de Domnul în mod mistic, totul va fi minunat. O mare minciună nu va fi minunat. Nu va fi totul minunat. Din potrivă, când lucrurile nu merg bine, și de ce? Pentru că oamenii aceștia știu cum decid care este persoana potrivită? Știți? În baza chimiei, nu în baza prieteniei. S-a îndrăgostit de nu mai știe cum îl cheamă, nici el și nici ea, și spune așa, e voia Domnului. Dar am făcut-o și un vis. <laughs> Înțelegeți? Așa, oh, așa, dragoste, nici tata, nici mama îi urește pe toți, nu ascultă de nimeni, răstoarnă casa, e îndrăgostită, e îndrăgostită, așa dragoste, nimeni, nici Dumnezeu nu mai iubește așa. Vom fi fericiți până la adânci bătrânețe. De ce? În baza chimiei, nu în baza unei relații, în baza chimiei. Iată de ce eu în această zi vreau să descurajez și să demolez acest mit al vânătorii de persoane potrivite pentru căsătorie. Și în această zi vă invit să gândim ca și oamenii lui Dumnezeu: să gândim chimia, da, Aceast, acest fenomen al îndrăgostirii în contrast cu prietenia care apropie persoane compatibile, care creează relații sănătoase, care ne oferă un mediu ale relației sănătoase. Chimie, au și alte specii, nu numai oamenii. <gură> da, hormone, au și alte specii. Instincte, au și alte specii. Dar prietenie, știți ce înseamnă prieten pentru mine? Mie nu-mi place să mă mut dintr-o locuință în alta. Și nici nu-mi place cineva să mă invite să ajut să se mute. <laughs> Înțelegeți? Să-i car rufele, mobila, așa mai departe, într-o parte în alta. Dar prietenul este persoana pe care o poți invita să te ajute atunci când ai probleme dificile de rezolvat. Iată, Familia trebuie să se formeze. Atracția aceasta sănătoasă, prescrisă de Dumnezeu, ne face să ne ajutăm unul pe altul, să ne completăm unul pe altul în momentele cele mai dificile și cele mai grele ale vieții. Și de ce? Pentru că dacă prietenia funcționează, dacă ne putem muta împreună chimia urmează. Nu aveți nicio grijă, nicio problemă. Va fi și romantism, încă unul dezvoltat. Va fi, va fi. Dar dacă e doar chimie, dar dacă este doar romantism, riscați să nu vă cunoașteți unul pe celălalt, să nu vă suportați unul pe celălalt după câteva luni sau după câțiva ani. Știți de ce? Pentru că dacă în baza chimiei are loc atracția, ea s-ar putea să aibă chimie față de altcineva la serviciu după câțiva ani. Și el tot. El este încă mai artist la capitolul acesta. Înțelegeți despre ce vorbesc? Iată de ce, în această zi, eu aș vrea ca fiecare dintre noi, fiecare dintre voi să vă întrebați această întrebare. Este cam complicată întrebarea, dar ne pune să ne gândim serios. Ești tu acea persoană potrivită? pe care persoana potrivită pe care o cauți, o caută? Da? Uite la tine! Vrei un partener de căsătorie extraordinar? Vrei luna de pe cer, stimat domnișor? Da? Vrei luna de pe cer, dar ești tu persoana potrivită pe care o caută acea persoană potrivită pe care tu o visezi? o domnișoară povestea, povestea ei personală. A venit dintr-o familie de oameni credincioși din biserică, a venit în oraș, în capitală, la universitate și a, a intrat în, în cultura de universitate, întâlnirile tinerilor, în serile lor și așa mai departe. Ea a spus, nu am renunțat la credința în Dumnezeu, dar Dumnezeu a rămas undeva, Biblia, Dumnezeu, biserica a rămas undeva în spate. Nu a, fost, nu a mai fost prioritatea vieții mele. Și... Am continuat să particip cu colegii, cu colegele, cu prieteni, cu prietenele, prin cluburi, întâlnirile noastre, studențe și așa mai departe. Era o altă lume, o altă cultură. Faceam și eu ce fac toți, pur și simplu, o căutam norocul ca și toți ceilalți. Și într-o seară, la ora de aceste întâlniri, spune, spune domnișoara, m-am întâlnit cu persoana potrivită. În cuvintele ei, era pachetul complet, pachetul întreg, prezentabil, cu serviciu extraordinar, bine plătit, educat, elegant și printre altele, în mod deschis, vorbea despre convingerile lui spirituale, despre valorile lui spirituale, eram sigur că aparține unei biserici sănătoase. Am mers acasă și am început să mă laud, spune fata. A spus, mame, mame, extraordinar, am întâlnit un, un băiat, ce frumos este, ce serviciu are, dar cum vorbește despre valorile lui biblice și așa mai departe. Și așa a început ea să spună cât de mult îi place, cât de, cât de mult visează și așa mai departe. Și spune fata, mama m-a întrerupt și a spus, draga mamei, tu nu ești fata potrivită pentru așa băiat bun despre care povestești. Băiatul acela nu își dorește așa soție. Fata a spus, în fața mamei, am căzut în genunchi, în hohote de lacrimi, pentru că am înțeles că mama a avut dreptate. Am început să mă gândesc la comportamentul meu, la viața mea, la starea mea, la calitățile mele și așa mai departe. Și din acest motiv, te rog, în această zi, când vorbim despre arta atracției, cum trebuie să se apropie două persoane, în loc să cauți persoana perfectă, întreabă-te dacă ești persoana potrivită. Pentru că tu trebuie să fii persoana potrivită pentru acea persoană potrivită pe care o cauți. De în acest motiv, oameni buni, în Biblie nu vom găsi îndrumări cum să căutăm persoana potrivită. Vă spun, am citit Biblia de multe ori, continuu să o citesc. În Biblie, Dumnezeu nu ne-a spus cum să căutăm și cum să găsim persoana potrivită pentru viață, pentru căsnicie, pentru căsătorie. Dar în Biblie, Dumnezeu ne spune foarte clar și foarte mult cum să devenim persoana potrivită. Înțelegeți? Și când și El devine persoana potrivită, și ea devine persoana potrivită. Acei oameni au șanse să creeze relații sănătoase. Biserica Filadelfia vă oferă acest mediu al relațiilor sănătoase pentru a crea familii sănătoase și pentru a trăi viața de familie într-un mod sănătos, așa după cum vrea Dumnezeu. Dar, ce ne spune Dumnezeu despre a deveni persoana potrivită? Ați primit la intrare acest cartonaș? Da? Iată rețeta lui Dumnezeu. În epistola sa întâia către Corinteni, în capitolul 13, Apostolul Pavel scrie din partea lui Dumnezeu definiția dragostei, așa cum o definește Dumnezeu. Nu chimie, dar practică, comportamenta în care să dai dovadă de dragostea așa cum a prescris-o Dumnezeu. Da? Haideți împreună să analizăm aceste câteva calități, nu toate, pentru că le veți analiza singura acasă, câteva. Dragostea este răbdătoare. Știți ce înseamnă asta? Niciodată nu face presiune. Ce rugăminte am, băieți, fete, soți, soții, și voi toți cei care mă ascultați, începeți să puneți în practică. Aceasta nu vine în mod natural. Și aceasta trebuie să fie o căutare intenționată prin comportamentul nostru. Trebuie să-ți propui aceste lucruri. Să oferi dragoste persoanelor din jur. Dragostea este răbdătoare. Băieți, când mergeți la întâlniri, fiți răbdători. Fetelor, dacă e nerăbdător, nu te iubește. Fugi. Și ce înseamnă a fi răbdător? Niciodată nu face presiuni. Dragostea, niciodată. Dragostea creează un mediu de confort pentru cei din jur. Nu face presiuni. Dacă nu are răbdare, dacă vrea și aceea, vrea și aceea, vrea și acolo, să pună mâna și acolo, și dincolo, și dincolo, nu are răbdare. Nu-i dragoste. E chimie. Este chimie doar. Sunt hormoni sălbatici. Ne controlați. Da? Dragostea este răbdătoare. O altă calitate. Dragostea este plină de bunătate. Plină de bunătate. Ce este asta? Dragostea este amabilă. Este respectoasă. Codul bunelor maniere merită practicat și în mileniu 3. El nu a rămas în istorie, o fosilă a istoriei. El merită practicat, da? Dragostea se comportă cu amabilitate. Când mergi la școală, când mergi la serviciu, când te întâlnești cu oameni, fii amabil, practică dragostea. Pentru că felul acesta te pregătești să fii persoana potrivită pentru acel mediu. Te pregătești să fii persoana potrivită pentru căsătorie. Da. Când mergi la întâlnire, fii amabil, fii amabil. Da. Dacă în lumea aceasta este la modă să ne punem la punct unul pe altul, să ne jignim unul pe altul, să ne aninăm unul pe altul și așa mai departe, să, ne facem, să suferim unul pe celălalt și așa mai departe. Aceasta nu e dragoste. Nu, nu este dragoste, este doar chimie. Este altceva. Dragostea este amabilă și respectoasă. Dacă nu te respectă înainte de căsătorie, nu te va respecta nici după căsătorie. Dacă nu-și respectă părinții acel băiat sau acea fată, fuge el, că nu te va respecta nici pe tine. n-are ce înseamnă dragoste. Are probleme la serviciu, la școală. Este ca un ghimpe, ca un arici. Nu găsește limbă comună, nu respectă pe nimeni. Fugi. Da, dar tu dă dovadă de dragoste. Pregătește-te, practică acest lucru. Dragostea nu este invidioasă, a treia, a treia calitate, da? Ce înseamnă invidios? Invidioși, știți cine sunt? Sunt oameni care se simt rău, și fac totul să te simți și tu rău. Da? El se simte inferior. Îi pare că tu ai succes. Atenție, mai ales băieții care vreți să vă însurați cu fete extraordinare. Tu nu ești chiar așa extraordinar, știi, dar visezi o, o soție extraordinară. Sau invers. Fete care visați soții extraordinari. Știi ce se întâmplă după nunta? El va fi lăudat, va fi promovat, va primi salarul bun și așa mai departe, se va simți va fi bucuros și tu ai să te simți inferior și să-l faci din nimic, ai să-i scui în suflet și o să vă mâncați unul pe celălalt. Asta se întâmplă. Dacă nu putem să ne bucurăm unul de celălalt de succesele celuilalt și să stăpânim, să controlăm invidia, nu dăm dovadă de dragoste, dragostea nu invidiază. Învățați-vă să practicați acest lucru. Dragostea nu se laudă. Spiritul acesta de, de competiție, da? Dacă nu poți asculta poveștile exagerate a celuilalt, nu e dragoste. Toți exagerăm, nu? Toți, toți spunem povești de murită. Învață-te să, să fii amabil și să asculți și ceea ce nu face sens. Pentru că aceasta înseamnă dragoste. În familie, în familie, aceste lucruri creează probleme serioase. Să nu ne înșelăm, da? Chimia, chimia nu ajută la lucrul acesta, ci din potriva, aceste lipsuri distrug și chimia aceea dragă. Da? O altă calitate. Dragostea nu este mândră. Dragostea nu este mândră. Niciodată nu își recunoaște vina mândria. Dragostea din potrivă, își recunoaște și asumă greșelile. Da? Nu mergeți la întâlniri cu nasul pe sus. Nu. Că veți umbla cu nasul pe jos după căsătorie. Nu încercați să creați impresii. Nu încercați să creați. Da? Imagine în lumea aceasta se se pune atât de mare preț pe imagine. Sunt atâția oameni care în afară de imagine nu au nimic. Nici omenie măcar. Da? Dragostea nu este mândră. Niciodată uh, nu e exagerată și recunoaște vina. Și bineînțeles, dragostea nu se comportă indecent. Nu creează regrete. poarte te în așa fel încât să nu-i pară rău celui ce te-a telefonat, că i-ai răspuns. Înțelegi? poartă te în așa fel încât să nu-i pară rău că persoanele cu care te-ai întâlnit, că s-a întâlnit cu tine. Și așa mai departe. Dragostea nu se comportă indecent. Dragostea se comportă întotdeauna bine. Am o rugăminte de la voi și voi sunteți oameni de treabă. Hai, haideți să ne înțelegem. Când mergeți la întâlnire, țineți cont de aceste, de acest cartonaș de aceste calități, când mergi la școală, când mergi la serviciu, când vii de la serviciu acasă, dacă ești persoană căsătorită, ține cont de, aceasta, de aceste calități răbdătoare, plină de bunătate, nu invidioasă, nu se laudă și așa mai departe. Când vă formați relații în vederea căsătoriei, țineți cont de aceste calități. Discutați despre aceste calități. Dar eu aud ce gândiți acolo. Frate, Doru, întâlnirile noastre o să, o să arate ca o slujbă a Bisericii Filadelfia. Nu? Chiar așa religios merg eu să. Pregăt, nu. Urmează să mă căsătoresc și să am în vedere acest cartonaș. Da, vă rog să luați cu voi acest cartonaș. Înțeleg, nu sună așa, mai, dar ce chiar predica sau eu cu mine când merg la întâlnire, când mă întâlnesc cu prietena, cu prietenul și așa mai departe, sunt tânăr și așa mai... Chiar așa? Chiar așa se formează familiile? Chiar așa o să mă căsătoresc, o să mă marit în baza acestui cartonaș? Ia spuneți, vă rog, mulți dintre voi proveniți din familii cu probleme. Credeți că familia voastră ar fi funcționat, familia părinților voștri ar fi funcționat mai bine dacă se practicau aceste lucruri. Unii dintre voi sunteți dezamăgiți, răniți. Familia voastră este ciopărțită, este cioburi. Ce ziceți dacă ați fi ținut cont de aceste trăsături? Oare nu era mai bine? Da? Unii dintre voi v-ați căsătorit și regretați. Nu știți dacă o să meargă mai departe, cum o să fie mai departe. Ce ziceți, dacă înainte de căsătorie țineați cont de aceste trăsături? Era mai bine? Era mai bine? Era mai bine. Tineri care sunteți necăsătoriți, ați experimentat tot felul de experiențe în familiile voastre, a părinților voștri. Ce ziceți, dacă părinții voștri ar fi ținut cont de aceste calități? Aveați o copilărie mai fericită? Era mai bine? Da. Iată de ce. Trebuie să luăm în serios acest lucru, oameni buni. Iată de ce povestea dragostei ne-o scrie Dumnezeu și trebuie să o luăm în serios. Dragostea nu este chimie, ca la alte specii doar. Dragostea, înainte de orice, înseamnă prietenie. Dragoste demonstrată practic, intenționat în această zi, eu vă chem, vă rog, în loc să căutați persoana potrivită, deveniți persoana potrivită. Și apoi, veți fi atractivi pentru persoana potrivită. Te vei simți atras de persoana potrivită. Înțelegi? Și încă ceva, aceasta este calea de a te proteja de persoanele nepotrivite. Pentru că sunt mulți la pescuit de băieți și fete, avânătoare. Vrei să fii protejat de persoana nepotrivită? Practic acestei calități. Și o să vezi că cei care nu sunt din mediul acesta nu, nu sunt în anturajele tale. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Și Domnul să le binecuvinteze.